seara, dragii mei prieteni, și bine ne-am reîntâlnit la o nouă sesiune de Camellia Coffee, la o altă cafeluță a 181, o cafeluță tâlcuită, cum zic eu, cu aromă de prietenie, la care chiar vă rog de fiecare dată să îi puneți voi caimacul, da? Se spune că caimacul dă savoare cafeluței și să știți că așa e și din perspectiva cafeluței noastre tâlcuite. Întrebările voastre ale prietenilor care îndrăznesc să le pună, evident, sunt întotdeauna foarte bune și adaugă acolo, ca să zic, un plus de savoare tâlcuirii noastre. Dragilor, la mulți ani și aici și acum, tuturor celor care ieri v-ați sărbătorit numele, fie că vă cheamă Elena, Nuți, vi se mai zice, sau Constantin, sau Constantina, la mulți ani. Și de la mine, chiar și astăzi, am făcut-o și pe Facebook și peste tot, dar acum profit de situație și o fac și live aici în direct. Să știți că am avut și noi în familie câțiva sărbătoriți și sărbătorite, deci am avut și noi party în familie cu această ocazie. Mulțumesc de asemenea, dragilor, pentru toate gândurile frumoase îndreptate către noi cu ocazia împlinirii a 42 de ani de căsătorie. Mulțumesc, dragilor, cu recunoștință. Foarte multe sute de mesaje am primit pe toate căile, ca să zic așa, și prin Messenger, și prin WhatsApp, și pe Facebook, și telefonic, și e minunată prietenia și e minunat când observi, îți dai seama că oamenii se gândesc la tine și se opresc un pic din viața lor și îți trimit un gând frumos. Mulțumesc cu recunoștință! Sunt Camellia Tița, prietena voastră, demolator de credințe limitative, constructor de viață nouă și mai spun despre mine, măcar vreau, am în intenție, să livrez fericire. Nu o fi ca pizza caldă la ușa voastră, dar credeți-mă că dintre cele două, știu că prima, da, pizza stâmpără o nevoie, ca să zicem, trupească și o plăcere în același timp, dar fericirea vine din lucruri nu atât de materiale. Și credeți-mă că sunt de mai lungă durată. Pizza ține de foame, na, câteva ore, nu știu cât să zic. Fericirea când ajungi la ea ține de foame, ați înțeles, da? Poate să ține de foame toată viața și să-ți fie mult mai bine. Pe lângă aceste titulaturi pe care mi le-am asumat, lucrez cu oamenii de 43 de ani, sunt onorată de acest lucru, să am privilegiul și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, să am privilegiul să ajung la mintea, la sufletul oamenilor, să am o influență asupra lor și zic eu că în acest fel să îmi aduc și eu mica mea și modesta mea contribuție în această lume. Așa încât după ce nu o să mai fiu, cumva să rămână în urma mea învățăturile, de ce nu gândurile mele cu tâlc, așa, pentru că ăsta este motivul pentru care le împărtășesc cu voi și evident că atunci când mă gândesc la gândurile cu tâlc, la toate învățăturile de aici, sigur că mă gândesc și la nepoții mei și la cei care vor urma, da, generațiile următoare, cumva îi va atinge și pe ei și știu că ceea ce învățăm noi aici are o influență și asupra lor și este motivul care îmi pune mie în funcțiune, ca să zic așa, motoarele. De asta să știți că sunt cu motoarele turate de fiecare dată, atât cât îmi va îngădui Dumnezeu și mă va ține să pot să fac aceste lucruri. Că nu știu când va fi asta, dar până atunci profit, să știți. Și eu zic să profitați și voi, da? Și să profităm împreună că suntem aici la cafeluța noastră tâlcuită. Dragilor, în această seară avem o temă foarte dragă mie. De fapt, nu știu dacă am pus vreo temă care să nu fie mie dragă, că dacă nu mi-ar fi fost dragă, n-aș fi pus-o, da? Nu m-aș fi gândit la acel subiect și eu sunt convinsă că de fiecare dată când mi-a venit o idee și gândul unei teme pe care v-am propus-o la o sesiune de Camellia Coffee sau un gând cu tâlc,
n-a fost, dragilor, de la mine, că nu știu așa deșteaptă, ci mai degrabă este din mintea lui Dumnezeu, unde mă rog mereu să am acces și bunul Dumnezeu să-mi dea voie să accesez mintea lui și pe calea intuiției, așa, să fiu ghidată și să îmi pună în minte, zic eu, gândurile, în gură cuvintele, în suflet să-mi pună emoțiile, trăirile, simțirile de care voi aveți nevoie ca să pot să vă ajut cât mai mult, fiecare acolo unde este cu situația lui, dar fiecare și ea, voi știți de fiecare dată, că fiecare vă luați exact ce aveți nevoie din fiecare sesiune de Camelia Coffee, din fiecare gând cu tâlc, din tot ceea ce învățăm noi în toate cursurile și în tot ceea ce fac eu. Avem și niște întrebări grozave, da? Și le mulțumesc prietenilor noștri din nou pentru că ne ajută cu întrebările lor să punem chiar și mai multă claritate în această seară despre ce înseamnă credința, dragilor. Haideți să vedem cum ne ajută credința. Este vorba despre credința în Dumnezeu, în divinitate, credință, și nu vreau să intrăm într-o polemică sau dispută pentru că nu este aici, nu o să fie discuția despre a cui credință sau ce fel de credință este mai bună, da? Nu, în niciun caz, sunt multe culturi, multe religii, da? În fine, și nu asta va fi subiectul discuției noastre. Haideți să vedem dacă credința, la modul general, ne ajută. Cum ne ajută? Care sunt mecanismele, mai degrabă, ce se întâmplă în creierul nostru, da? Pentru că sunt psiholog. Sunt un om credincios, e adevărat, dar vreau să vă vorbesc și din perspectivă psihologică, da? Eu nu sunt nici teolog, nici preot, da? Ca să vă vorbesc numai din această perspectivă religioasă, spirituală, ci am să încerc să îmbin cumva, ca și un practicant, da? Credincios practicant, cunoașterea pe care o am și mai ales experiența mea, atât profesională, dar și ca om, dragilor. Pentru că fiecare dintre noi, în primul rând, suntem oameni și după aceea suntem profesioniști. Și fie că suntem bucătarii, doctorii, profesorii, nu știu, lucrăm în servicii, orice meserie am practica, este din noi, da? Și o facem ca noi, conform personalității, caracterului nostru, a ceea ce suntem noi, pe dinăuntru, cu totul, da? Deci, nu pot să mă duc, să mă disipez și să mă detașez și să fiu în două. Și, deci, o să vă vorbesc atât ca om, cât și ca profesionist, din punct de vedere psihologic. Bun, dragilor, pentru că suntem la o sesiune de Camelia Coffee, bineînțeles că eu am câteva lucrușoare aici și importante și dragi mie, nici nu știu pe care să vi le arăt mai înainte, pentru că a fost și Expo Flora la Slatina și am și câteva flori pe aici, dar nu pe alea o să vi le arăt, să știți. Sunt convinsă că v-ați achiziționat, aveți și voi. Eu vreau să vă arăt, în general, voi știți că noi avem o recuzită care ține de specificul sesiunii noastre de Camelia Coffee și, în primul rând, încep, știți că niciodată nu încep fără o iconiță lângă mine și încerc mai mereu să fie una diferită, știți că plac foarte mult iconițele, pentru că să ne înțelegem și este și asta o discuție, că tot avem tema asta. Deci noi nu ne închinăm, să ne înțelegem, lemnului, fierului, materiei din care este confecționată iconița. Nu ne închinăm, ați înțeles, materiei, ci ne închinăm valorii spirituale pe care o are. Respectiv, aici valoarea spirituală rezidă în puterea, energia, Duhul Maicii Domnului care ține în brațe pe Fiul Său. Da? Deci, nu mă închin la acest material pe care este aplicată această iconiță, ci practic venerez, onorez și recunosc în mintea și sufletul meu puterea Maicii Domnului și a Fiului ei. Da? Deci ca să lămurim acest lucru. Știu că sunt credințe, religii care n-au icoane, au o părere despre icoane, că nu știu ce. De asta am și făcut această specificație. Da? Eu la fiecare sesiune ați văzut că am o iconiță.
Face parte din cultul nostru, este adevărat, dar am ținut să vă expun și părerea care este legată de, de respectul pe care îl avem față de iconițe. Pe lângă iconiță am lumina, fără lumină nu putem și o să mai discutăm despre lumină, lumină și întuneric, da? Și o să-i dăm o conotație, evident să aibă legătură cu tema noastră din această seară. Lumina reprezintă adevărul, reprezintă credința, pentru că dacă vorbim despre credință, eu zic că oamenii care au în suflet credință sunt în lumină și adevăr. Cel puțin se străduiesc, dragilor, să fie pe cale în lumină și adevăr, da? Mai am aici, am o floricică, să știți că am fost surprinsă, o am de mult, nu e de la Expo Flora și astăzi am sesizat și eu, era pe pervaz acolo la bucătărie și am văzut-o că de-abia își duce florile, e atât de încărcată și am rămas surprinsă, să știți, de ea. Ia uitați-vă, e foarte, foarte bogată, ea are două tije, nu e o floare nouă cumpărată acum. Noi când le cumpărăm, le cumpărăm bogate și, mă rog, eu nu mă pricep să îngrijesc orhideele într-un mod special, ca să știți că am văzut că mulți dintre voi sunteți foarte talentați la asta, le aplicați diverse îngrășăminte, diverse, dar nu mă pricep. În schimb, orhideea asta, deși e ea un pic mai, mai ciufulită, ia să o vedeți la frunze, că nu e atât de, puternică așa, în schimb florile sunt foarte bogate și foarte frumoase și am zis să vă bucurați și voi, da? Asta vă arăt și vă mai arăt ceva, stai să o pun așa, pentru că știți, dacă are florile foarte bogate, ea se înclină și are tendința să se răstoarne și nu vreau să-i se rupă floricelele. Și dragii mei, bineînțeles că am și cănița, da? Nu v-am arătat-o. Am cănița cu apă de data asta, așa, dar mai am ceva aici. Am un măslin. De ce vă arăt măslinul? Dragilor, deci constat cu foarte mare surprindere, deci chiar acum, da, cu voi aici, acest măslinaș, ca așa îmi vine să-i zic, care este cumpărat de, nu știu, de puțin timp, ca să știți, da? Mi l-am pus eu la ghiveci. Nici măcar nu avea ghiveci, era cu pământ așa și înfășurat la rădăcină. Hai că știți voi, da? Am florit la mine. Am luat-o ca pe un semn de bun augur, așa, ca pe, ce să zic, din iubirea lui Dumnezeu, așa. Haideți să vă arăt că face niște floricele mici, da? Are multe floricele. Ia uitați-vă, că nu știu cum să-l înclin, să nu cadă pe aici să fac prostii, da? Are floricele, se văd, da? Și aici... Și aici multe, da, niște floricele albe, le vedeți? Inflorescențe albe micuțe. Dar, dragilor, stați să vedeți că floricelele astea și-au scuturat petalele și acolo au rămas, nu știu dacă sunt măsline în devenire, că n-au cum la cât de mic e și în ghivecelul ăsta, dar a rămas ceva ca un fruct, da? În urma scuturării florilor. Haideți să vă spun de ce sunt atât de fericită. Pentru mine măslinul are o semnificație aparte, da? Îmi aduce aminte de Țara Sfântă, unde am fost de două ori, de grădina cu măslini, de grădina Ghețimani, unde Mântuitorul nostru se ruga în noaptea când el a fost prins și luat prizonier și știți, da? Așa, ce s-a întâmplat atunci. Și am văzut acea grădină, grădina Ghețimanii, unde sunt măslini foarte, foarte bătrâni, groși, scorburoși, da? Și eu am fost impresionat atunci, credeți-mă, de acea grădină cu măslini. Și de câte ori văd măslini unde merg, da? Acum, în Spania, în Italia, deci în general, da? Țările care sunt europene, da? Mediteraneene, să le zic și așa, deci din cauza că au clima respectivă, se găsesc măslini. În Spania, acum, erau livezi interminabile de măslini și, evident, uleiul de măsline, știți și voi calitățile lui, nutritive și măslinele, da?
Bun, și eu sunt foarte fericită că am florit măslinul la mine și nu știu ce o să facă, vă țin la curent după ce se scutură floricelele de măslin, ce se mai întâmplă, da, cu ce a ieșit acolo, ce a rămas în urma lor. Și mă mai gândesc, dragilor, că ramurile de măslin sunt simbolul păcii, da, sunt simbolul păcii. Porumbelul cu ramura, cu rămurica de măslin în cioc, da? Mă gândesc la pace, mă gândesc la frumos, mă gândesc la bucurie, mă gândesc la uniune, că suntem toți împreună, așa ne vrea Mântuitorul, da? Toți împreună, așa. Mai puțin egoism, mai puțin individualitate și separare, da? Și mai multă unitate. De asta am vrut să vă arăt măslinul meu, da? Și sunt foarte fericită. Și mai am ceva și o să vă mai arăt mai încolo, da? Mai am un lucru important. Bun, dragilor, nu știu cum a fost săptămâna voastră. Săptămâna mea a fost foarte plină cu lucruri frumoase. Voi știți că după ce am venit din Spania ne-am întâlnit 2 luni. Eu mi-am reluat activitățile în plin, așa, cu motoarele turate. S-au întâmplat lucruri frumoase, să știți, și din punct de vedere profesional și personal. Dacă îmi dați voie, mi-ar plăcea să cred că îmi dați voie, dar eu tot o să o fac, o să vă vorbesc câte puțin așa despre ele, pentru că știți de ce vă vorbesc? Ca să știți, nu ca să mă laud, pentru că oricum, da, așa știe Dumnezeu mai bine în cartea vieții fiecare ce face și nu am nevoie să mă laud la nimeni, da, ca să mi se recunoască meritele. Eu sunt mulțumită dacă mi le recunoaște Dumnezeu, le vede El, da, și le vede cu siguranță la fiecare. Și vi le spun, dragilor, pentru că știu că inspiră oamenii, știu că stați cu ochii pe mine unii dintre voi, știu că mă întrebați, știu că vă interesează anumite amănunte de culise, să le zicem așa. Și eu vi le împărtășesc cu drag, nu vreau să fac un secret. Viața mea, voi știți că e publică, când am luat hotărârea să divulg anumite lucruri pe care le țineam ascunse despre mine și mă refer la copilăria mea, da, care a fost o traumă pentru mine și a fost foarte greu să mă uit acolo și să vorbesc despre ea, da? Dar când rănile se vindecă, sigur că rămân cicatrici, este adevărat, așa au rămas și la mine, însă când vorbesc despre aceste lucruri nu mă mai doare și pot să le împărtășesc cu oricine, în scop pedagogic, zic eu, didactic și să fiu alături de oamenii care trec prin povești sfâșietoare, dureroase, așa cum am trecut și eu ca și copil și care au lăsat urme în viața mea, respectiv prin boala respectivă autoimună pe care eu am căpătat-o în urma acelor abuzuri. Deci, dragilor, tot o să vă povestesc câte ceva despre ce am făcut săptămâna trecută și luni m-am întâlnit cu voi la Camelia Coffee și aduceți-vă aminte că am avut o sesiune despre călători și călătorii. Și eu cred, am avut feedback bun de la cafeluța aia tâlcuită. Cred că v-am dat mai multă încredere să călătoriți. Chiar mi-aș dori, da? Pentru că o călătorie înseamnă extindere, înseamnă înălțare, înseamnă dezvoltare și evoluție, cunoaștere. Și sensul nostru, să știți, este să evoluăm, da? Ăsta este sensul vieții pe pământ, să evoluăm. Marți, în Clubul Femeilor Puternice, am vorbit despre metode prin care punem echilibru și încercăm să-l și menținem, da? Între minte, corpul fizic și suflet. Și am învățat câteva modalități, câteva instrumente, ca să zic așa, despre cum putem să facem acest lucru și eu zic că este de foarte mare ajutor și mâine vom continua pentru că n-am avut timp decât să vorbim despre metode, chestii pe care le putem face, care pornesc din mintea noastră, din atitudinea, din gândurile noastre. Totul pornește din mintea noastră, da? Și boala, și vindecarea, și binele, și nefericirea, și depresia, toate, toate, toate încep aici cu o sămânță, da? Și noi am vorbit despre lucrurile acestea foarte importante. Mâine continuăm cu metode, instrumente, modalități prin care putem să echilibrăm, da? Care pornesc de la corpul fizic, de data aceasta, și suflet. Și va fi interesant. Mai aveți timp să vă anunțați dacă vă doriți să participați alături de noi la această sesiune, mâine seară pe Zoom la ora 7.
Joi am avut o nouă sesiune în cursul cele 15 legi supreme ale dezvoltării personale despre legea contribuției, dragii mei. Și ideea de bază este că fiecare dintre noi avem datoria să ne dezvoltăm pe noi înșine ca să putem să ne aducem aportul personal în lume, da? Prin ceea ce suntem. Să putem să adăugăm cât mai multă valoare celorlalți și implicit lumii acesteia. Pentru că dacă nu avem, n-avem ce da, da? Deci nu putem da din ce nu avem. Și dacă nu ne dezvoltăm pe noi înșine, nici valoare nu prea avem de unde să oferim. Dragilor, weekendul a fost foarte, foarte, foarte plin. Da, plin, am fost loco, ca să zic, n-am mai fost creanga, puțin creanga pe la Caracal. Așa, vineri am avut seară de teatru și am văzut, să știți, o să vă spun o idee, tot în scop educativ, da, teatru, piesa Soț de vânzare. O comedie savuroasă așa, care reflectă, să știți, o situație des întâlnită în societatea noastră și eu mă întâlnesc în cabinet cu asemenea situații, când soțul este infidel, are și nevastă și amantă, sau amante, da? Și se întâmplă, credeți-mă că se întâmplă și așa, promite amantei și amantelor verzi și uscate, pe nevastă o minte și îndrugă verzi și uscate, amantele naive, credule, că cam așa se întâmplă, da? Le place, mă rog, unele sunt de profesie amante, altele cad în plasa asta din diferite răni ale lor emoționale nevindecate, da? Și este și asta o cauză, nu discutăm asta. În schimb, piesa de teatru a fost educativă, să știți, pentru că acolo a fost vorba despre o confruntare haioasă între soție și amantă, care au pus la cale un contract de vânzare-cumpărare, prin care amanta își propunea să cumpere soțul doamnei, da? Și cu bani buni, nu puțini, pentru că ea vedea niște calități foarte mari, infinite, ca să zicem, la amantul ei. Dar între timp, ce să vezi, în timp ce ele s-au împrietenit și stăteau la un șpriț și se distrau și dansau și era party acasă, apare și soțul, care rămâne evident consternat, nu îi vine să creadă ochilor și urechilor ce vede și aude, stă pitit, ca să zic așa, și aude conversația dintre ele, în care amanta lui îi sugera nevestei lui că ea o va mărita, îi va găsi un soț, pentru că dacă tot îi ia soțul, da, și-a pus în ambiție pentru că o place să o mărite și pe ea. Foarte interesant și, cum să zic, spumoasă așa această interpretare a actorilor, iarăși foarte drăguță, a fost o seară reușită. Cum credeți că se finalizează? Bineînțeles că amanta își dă seama până la urmă cu cine are de-a face și mirajul acela al îndrăgostelii se duce de râpă, începe să-i vadă defectele, nu mai vrea să dea niciun ban pe el, nu vrea să-l mai ia cu ea, nu vrea, da? Se inversează roata, el ar vrea să plece cu amanta, deși nu vrea. În fine, până la urmă, dragilor, totul e bine când se termină cu bine, da? V-ați dat seama, replica actorilor a fost să nu facem lucrurile din... să nu încercăm să facem asemenea lucruri. Evident că sfatul era pentru bărbați, dar și pentru unele femei, de ce să nu o zicem și pe asta, cărora le place rolul de amantă. Ei, are și eu la beneficiile lui și nu intru în discuția asta. Bun. Deci, vineri am avut teatru, sâmbătă am făcut cumpărături cu doamnele din Clubul Femeilor Puternice și am pregătit niște pachete pentru oamenii din așezământul social Maria Brâncoveanu din Caracal, unde am mers, și pentru sfințirea Paraclisului, care a fost înființat acolo, în cadrul casei Maria Brâncoveanu. Am făcut pachetele, după amiază am avut party în familie, v-am spus că am avut sărbătorite, am avut-o și pe Cristina mea, fata cea mare, care a împlinit săptămâna trecută o vârstă, da, și abia acum am făcut sindrofia, ca să zic așa, petrecerea. Duminică am participat la slujba arhierească la Catedrala din Caracal, apoi am
fost în vizită la așezământul social Maria Brâncoveanu, zic în vizită, dar am devenit cam de ale casei, ca să zic așa, și nu vreau să vă spun și vă imaginați cu câte bucurie ne așteaptă oamenii de acolo, viețuitorii așezământului, oameni fără case, fără familii, care au fost abandonați, cu diferite situații, unii foarte în vârstă și bolnavi, alții mai tineri, cu diferite drame, să știți. Acolo sunt drame multe și povești de viață. Și vă mai povesteam eu despre unii oameni care, din păcate, nu mai sunt acolo, au plecat dintre noi, da? Adică se mai întâmplă și de-astea. Deci, am fost acolo, am oferit darurile oamenilor care ne așteptau și s-au bucurat pentru ele și apoi am participat, de fapt, cred că invers, întâi la slujba de sfințire a paraclisului și despre acest paraclis vreau să vă spun, se numește Paraclisul Femeilor Mironosițe și poartă acest hram, adică acest nume, pentru că doamnele din Clubul Femeilor Puternice s-au implicat în înființarea acestui paraclis și prin contribuția fiecăreia dintre noi acolo, mai modest, adică mai mică sau mai mare, fiecare cum a putut, am pus umărul și resursele, energia noastră ca acest paraclis să ia naștere acolo. Ei, acest act, ca să zicem, și împreună cu toate celelalte, prin care noi am vrut să fim și am fost de fiecare dată, de multe ori, alături de oamenii aceia nevoiași, care aveau nevoie de susținerea noastră sufletească, în primul rând, și apoi, de ce nu, și materială, că suntem, dar avem cu toții și nevoi materiale. Am ajutat așezământul să iasă din multe situații, facturi, au avut lumina oprită, gazele oprite, că n-au avut cu ce să achite, deși, să vă zic, nevoi multe. Doamnele din Clubul Femeilor Puternice am fost împreună acolo, alături de oamenii de acolo și de părintele Laurențiu și domnul Cornel, care se ocupă, administratorul așezământului, și ne-am dorit să le sărim în ajutor de fiecare dată. Toate aceste lucruri n-au trecut neobservate și ieri am avut o surpriză mare, mare surpriză și plăcută, e adevărat, în același timp, să primim o distinție, pentru că această distinție nu este a mea, deși pe ea să știți că scrie doamnei psiholog Amelia Tița, dar preasfințitul Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, chiar a spus, da, că sunt reprezentanta Comitetului de Femei, așa s-a exprimat dânsul, și în numele, ca să zic așa, și pentru activitatea Clubului Femeilor Puternice în această privință, pentru că am fost alături acolo de ei și de oamenii aceștia, de nevoile așezământului, pentru că am ajutat la înființarea acestui paraclis care cumva ne poartă numele, că noi suntem succesoarele, da, femeilor mironosițe care au stat alături de Mântuitorul până în ultimul moment în lucrarea lui pe pământ, dar și, da, au fost primele care l-au văzut când se înălța cu trupul, da, la înălțare, se înălța la Tatăl, și femeile mironosițe au fost primele care l-au văzut înălțându-se, li s-a arătat, da, Mântuitorul lor și le-a spus: bucurați-vă! Ne-am bucurat și noi împreună de această sărbătoare a sufletului nostru. Aici scrie așa: Episcopia Slatinei și Romanaților, Preasfințitul Sebastian, prin harul lui Dumnezeu, episcop al Slatinei și Romanaților, urmând cuvântul lui Mântuitorului, care spune că nimeni, aprinzând făclia, nu o pune sub obroc, ci în sfeșnic, ca să lumineze tuturor celor din casă, bucurându-ne când fiii și fiicele bisericii noastre înmulțesc talanții primiți în dar de la prea milostivul Dumnezeu, apărând credința cea dreaptă și lucrând pentru propășirea acesteia, conferind cu părintească dragoste distinția de vrednicie ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre pentru dragostea arătată față de Sfânta Biserică. Adică prin lucrarea de ajutor pe care noi toate am reușit să o facem, prin mila, grația, iubirea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, pentru că de acolo ne vin toate, să știți, chiar și bănuții, chiar și succesul, tot ce avem fiecare dintre noi, ne vine dintr-o sursă, da? Voi știți cel mai bine la ce
care este sursa binelui vostru. Evident că ajungem, avem o sursă comună, indiferent cum am numit-o, da? Dar ajungem la Dumnezeu. Bun, dragilor, deci asta s-a întâmplat duminică și să știți că a fost un moment foarte, foarte emoționant acolo ce am trăit. V-am pus și vouă un filmuleț. Nu ne așteptam la această distinție. Ne-am bucurat așa și am fost onorate de această recunoaștere din partea Episcopiei și a Romanaților. Apoi am servit masa împreună cu Preasfințitul Sebastian. A fost o onoare pentru noi, au fost și zilele Caracalului, a fost și domnul primar acolo din Caracal. Și, dragilor, după experiența asta, am mai avut o experiență plină de emoții frumoase, evident, pentru că un fost client al meu cu care am lucrat 5 ani de zile pe partea de recuperare logopedică, pentru că el, la 45 de ani, a avut un AVC-ul, da, un accident vascular și a rămas cu o... Deci, pur și simplu, nu s-a mai putut deplasa. Voi știți, sunteți la curent cu astfel de probleme, ați auzit, și nici n-am mai putut vorbi. Și atunci am avut o colaborare îndelungată de 5 ani și fructuoasă, prin care el și-a revenit. Și pentru că a fost ziua lui, a ținut neapărat, numai clientul meu de un an, și-a revenit, da, e bine, a ținut să mă invite și pe mine să mulțumească din nou și să știți că iarăși aduc în discuție recunoștința cât de prețioasă este. Vedeți, acest om, după un an de zile, și-a adus aminte de aportul meu, contribuția pe care am avut-o în viața lui, la refacerea lui, la vindecarea lui, și este recunoscător și a vrut să mi-o spună din nou. A chemat-o și pe doamna kinetoterapeut care s-a ocupat de el în acea perioadă și să știți, ca specialiști, ca profesioniști, contează, să știți, contează pentru noi să vedem că oamenii care ne trec pragul și care, de care ne ocupăm și o facem, unii dintre noi chiar o facem cu sufletul și cu dedicare și cu pasiune și ei simt, clienții simt, fiecare dintre noi simțim, să știți, când un terapeut sau indiferent ce specialist este în viața noastră de care avem nevoie, simțim când este acolo pentru noi, pentru nevoile noastre. Ei, și acest client al meu a simțit în toți cei 5 ani cât m-am ocupat de el și a vrut să fie din nou recunoscător. M-a invitat, da, undeva la o terasă, am fost împreună cu familia, cu toată familia lui și cu doamna kinetoterapeut. A fost o seară foarte, foarte frumoasă, plină de emoții, deci pot să spun că eram trăit niște minuni și credeți-mă că nu exagerez cu nimic. Dumnezeu lucrează în viața noastră când ne dăm voie să gândim, da, în acest fel. Bun, dragilor, sunt recunoscătoare pentru toate aceste lucruri. Deci, de când am început, cu recunoștința pentru voi, pentru gândurile frumoase trimise către noi, pentru toate întâmplările acestea minunate pe care le-am trăit. Credeți-mă că sunt atât de recunoscătoare de nici nu pot să exprim în cuvinte. Eu când vorbesc despre recunoștință, îmi dau lacrimile. Credeți-mă că o simt cu fiecare celulă a corpului meu mulțumirea și chiar mă gândesc, Doamne, ce am făcut eu, că nu mă simt vrednică, deși am primit distinție de vrednicie, da, așa se numește, din partea Episcopiei, dar credeți-mă că nu mă simt vrednică în fața lui Dumnezeu pentru atâtea minuni, bucurii, frumuseți care vin către mine, oamenii frumoși de care sunt înconjurată și tot ce se întâmplă. Chiar mă gândesc că nu fac nimic special și totuși se întâmplă minuni în jurul meu și le trăiesc cu vârf și îndesat. Vă doresc din tot sufletul să trăiți aceste și voi, da, să fiți pregătiți și să primiți cu sufletul deschis, cu inima deschisă, lucrurile care vi se întâmplă, chiar dacă de multe ori nu vă mulțumesc. Credeți-mă că dacă sunteți recunoscători și pentru acelea, o să vină către voi tot mai multe lucruri minunate, minuni, care să vă mulțumească și să vă împlinească.
Dar dați-vă voie, pentru că noi din ego suntem nemulțumiți. Tot timpul vrem altceva, tot timpul vrem mai mult, vrem mai altfel, dacă e pe stânga, de ce nu e pe dreapta și tot așa, da? Dar în momentul în care acceptăm lucrurile ca din mâna lui Dumnezeu, așa cum vin ele, credeți-mă că ele sunt rânduite de Dumnezeu atât de frumos, cum noi n-am putea, n-am ști, n-am fi capabili din niciun punct de vedere să o facem. Bun, haideți că iar am devenit patetică și mi-au dat lacrimile. Bun, dragilor, la reflecție. Cum ne ajută credința? Ce este credința? Și uitându-mă eu pe niște materiale, pentru că pregătesc un super curs, ca să știți, da? Pregătesc materialele pentru un curs de parenting de data aceasta, am simțit că este nevoie. Așa, am dat peste un citat al lui Platon care zice așa: putem să iertăm pe copiii care se tem de întuneric, dar adevărata tragedie este a adulților care se tem de lumină. Acum, evident că dacă ne gândim la copii, ei se gândesc la întuneric, dar nu de întuneric le e frică, dragilor, ci de ceea ce ascunde întunericul. Le e frică de ceea ce ar putea să fie în întuneric și să le facă lor rău, da? Deci tot de rău le este teamă. Dragilor, noi oamenii și citatul lui Platon se referă la oamenii care se feresc de lumină și trăiesc mai mult în întuneric. Și dacă trăiesc mai mult în întuneric, evident, metaforic vorbind, și ne referim aici la minciună, la, și tot vă povesteam despre acea comedie, da? Trăiesc așa pe niște, pe sub pământ, zic eu, într-o, cum este economia subterană, se zice, ilicită, cam așa există o moralitate, ca să zic așa, ilicită. Eu cred că am inventat acum acest concept, moralitate ilicită. Adică, dragilor, lipsa de moralitate, la asta mă refeream, da? Suntem atât de cavernoși, atât de găunoși în moralitatea, în caracterul nostru, atât de multă mizerie există în viețile noastre și credeți-mă că știu despre ce vorbesc, că cu asta lucrez, da? În fiecare zi încerc, mă străduiesc să vindec oamenii de această găunoșenie, ca să-i zic, da? Aceste tare slăbiciuni ale noastre, nu vreau să le zic păcate, da, nu așa, numai că sunt slăbiciuni cărora nu reușim să le facem față. Și astea sunt întunericul din noi, să știți. Și este motivul pentru care ne e frică să ieșim în lumină, ne e frică să ne arătăm cum suntem, ne e frică să ne arătăm vulnerabili, să vorbim despre noi și viața noastră, ne e frică de adevăr, ne este frică de multe lucruri frumoase și strălucitoare, da? Știți cum este, da? Nu te poți uita în soare, așa, în lumină, cu ochii liberi, pentru că te dor ochii și chiar îți afectează lumina solară. Deci soarelui este prea puternică pentru ochii noștri sensibili, da? Și putem să rămânem fără vedere chiar. Ei, cam așa este și cu lumina aceasta în viața noastră, când ne referim la moralitate, la adevăr, la credință, la virtuți, da? Dragilor, cei mai mulți avem părți întunecate în noi pe care le ascundem, ne este rușine de ele. Unii sunt conștienți de ele, alții nu sunt conștienți de ele, se rușinează de ele, le țin ascunse, bagă gunoiul supreș, dar, dragilor, cât am băgat gunoiul supreș, la un moment dat trebuie să facem curățenie generală și vă rog eu să vă aduceți aminte de ceea ce vă spun acum. Vine un moment în viața fiecăruia când vine scadența, factura totală de plătit, ați înțeles? Cum a fost și în comedia aia, când soțul a fost dat în vileag cu toate măgăriile, cu toate lucrurile urâte pe care le făcea, cum mințea toate femeile, chipurile iubite din viața lui și cum trăia o viață deloc fericită, credeți-mă, dar era prizonierul slăbiciunilor lui, era prizonierul întunericului din el, pot să zic, da? Deci, la astfel de întuneric
se referă Platon că ne este frică nouă adulților să trăim în lumină, da? Ne place mai mult întunericul, adică suntem foarte slabi, suntem foarte slabi. Acum, la această idee, dragii mei, de la reflecție, m-am folosit de un articol al meu pe care l-am pregătit pentru blogul GMT, da? John Maxwell Leadership, știți bine, Certified Team, echipă internațională din care fac parte ca și coach, ca și trainer, pe lângă ceea ce sunt eu, da? Am pregătit un articol pe care o să-l pun, m-am și gândit de ce nu l-am pus eu până acum pe site-ul meu al Academiei de Leadership și Dezvoltare Personală, o să-l găsiți acolo la blog. Articolul se numește Lasă loc pentru credință și o să vă ofer câteva perspective noi, să știți, unele stale mele, dar sunt îmbinate cu perspectiva lui John Maxwell, care este un om foarte credincios, pastor de pregătire la bază, da? Și care și-a dezvoltat, ca să zic, capacitățile și abilitățile în leadership, luând ca și pildă, ca să zic așa, de bază și învățături pe Mântuitorul și Biblia, da? Deci el spune, mărturisește că toate învățăturile lui de leadership și tot ce predă el, evident, și-a dezvoltat o întreagă cultură de leadership în peste 50 de ani de când face acest lucru și știți că el este nominalizat numărul 1 în acest domeniu în lume și în America ziua leadershipului este ziua de naștere a lui John Maxwell. Sunt binecuvântată pentru un asemenea mentor pentru care m-am dus la capătul lumii, am traversat oceanul ca să-l iau în brațe și să-l cunosc și să îi sorb învățăturile personal acolo și cuvintele. Am învățat foarte multe de la el și știți care este învățătura cea mai valoroasă pe care a rezonat și, cum să zic, era în sufletul meu și mă gândeam că este ceva defect la mine când spun lucrurile astea. Ei, în momentul în care l-am auzit pe John de pe scenă, da, spunând aceste lucruri și am văzut în sală 5.000 de oameni care rezonau cu această idee, mi-am dat seama că nu sunt defectă și atunci când spun că iubesc oamenii, nu sunt nici naivă, nici proastă, nici ridicolă și poate să râdă oricine ar râde de mine. În schimb, mi-am dat seama că este o valoare foarte prețioasă pe care oamenii care sunt oameni, apropo, da, că unii sunt mai oameni decât alții și știți la ce mă refer, oamenii care sunt oameni o simt, o apreciază și, cum să zic, poate că îi atinge și pe ei în a fi mai oameni. Deci asta este o valoare pe care am multiplicat-o cu ajutorul lui John Maxwell. Prețuiește oamenii, iubește oamenii, pune valoare în ei, adaugă-le lor valoare, înălțându-te pe tine, adăugându-ți tu valoare, curgi către oameni, fii un râu, nu un rezervor, da? Fii cunoaștere, acumulează, dar apoi du-te către oameni și așa am prins eu curaj, aripi, ca să zic, și să vin în fața voastră și să mă revărs către voi, da? Cu tot ceea ce sunt eu. Nu, unii sorbiți cum fac și eu, da, cu John sorbiți cuvintele mele și sunt aici câțiva oameni foarte dragi sufletului meu care fac acest lucru de ani de zile, alții nici nu mă cunoașteți, nu-i problemă, nu asta este relevant, eu sunt doar o zad, da, acum mi-a intrat în cap chestia asta, sunt doar o zad dintr-un lanț întreg uman. Și suntem, cu toții suntem interconectați și eu fac aceste lucruri pentru că sunt în mine și am datoria să le duc mai departe, da? Și să curg către voi și nu să fiu rezervor. Deci, una dintre valorile culturii Maxwell este, să știți, credința. Este o valoare foarte, foarte importantă de bază. Întrebat adeseori, John Maxwell, care este sursa inspirației pentru învățăturile de leadership pe care le promovează, John însuși mărturisește că toate învățăturile despre leadership
i-au fost inspirate din Biblie. Și eu am venit cu Biblia, apropo, Biblia în engleză, cu toate învățăturile de leadership atașate și extrase din Biblie, este în limba engleză, oferită mie de John Maxwell. Uite, nu m-am gândit să vă arăt, oricum o am aici, da, o am aici, unde am și tabloul cu John Maxwell și multe alte diplome pe care le-am primit cu această ocazie și cu altele, da? Vedeți pe acolo trofee, premii, medalii, toate sunt primite ca semn al recunoașterii pentru ce am făcut eu, da? Așa, așa au considerat unii oameni că e bine să, să aprecieze unele lucruri pe care le-am făcut. Spune așa John, are un citat, cred sincer că secretul sensului vieții rezidă în credință. Deci asta spune mentorul meu, John Maxwell. Cred sincer că secretul sensului vieții rezidă în credință. Dragilor, rezonez 100% cu acest citat și mi-ar plăcea să vă văd aici și pe voi. Nu mi-arată că ați fi mulți cu mine acum în direct, nu contează, mulți puțini este cine trebuie. Mi-ar plăcea să văd acolo dacă rezonați cu acest crez al lui John și al meu. Dacă sunteți în asentimentul nostru, pentru că secretul sensului vieții, spune John, că rezidă în credință și oarecum este atât de profundă această afirmație, atât de scurtă, da? Sunt câteva cuvinte și foarte, foarte profunde și mărețe, dacă mă întrebați pe mine. Aș putea să vorbesc despre această afirmație până mâine. Da? Dar o să mă rezum pentru că avem și multe întrebări foarte bune și vreau să vă expun perspectiva aceasta despre credință. În majoritatea cărților sale, John face trimitere, da? Face trimitere la credință. E imposibil să n-ajungă acolo, da? Pentru că vă place sau nu vă place unora, dragilor, tot ce facem, noi am apărut de nicăieri, ca să zic, de la Dumnezeu, din veșnicie, din eternitate, din nimic, din ce am apărut noi pe această lume. Ne ducem în veșnicie, în eternitate, în nimic, dacă vreți, da? Deci suntem spirite în corpuri fizice. Nu putem să ignorăm partea noastră spirituală. Deci dacă o ignorăm, suntem ignoranți, proști, iertați-mă, da? Iertați-mă pentru că zic așa și sunt dură în exprimare. Dar cu cât omul este mai ignorant și cu cât bagatelizează și nu ia în calcul această forță, putere și sursă a vieții, cu atât credeți-mă că este mai pe arătură, ca să nu mai folosesc cuvântul ăla drastic așa. Zice John așa, el aduce în atenția noastră 6 reacții posibile pe care credința le suscită în rândul oamenilor. Haideți să vedem cum tratează oamenii, ce atitudine au oamenii față de credință. Unii o ignoră pentru că fie li se pare pitorească, fie demodată. Oh, credința, de 2000 de ani, ce ai mai mă fugi de-ace cu prostiile tale? Acum 2000 de ani și nu știu cât, erau niște chestii, lumea era altfel. Iisus, auzi, cine, ce, cum, în ce fel și așa. Da, știi ce înseamnă asta. Apoi, alții o înțeleg greșit, părându-li se că este ceva prea mistic și prea alunecos și nu pot avea sub control, pentru că nu înțeleg, pentru că nu este din rațiune, dragilor. Și o să vă explic eu, din punct de vedere psihologic, cum este cu rațiunea și cum este cu credința, cu intuiția. Pentru că sunt două creiere, dacă vreți, două părți ale creierului nostru, adică două emisfere, da? Care lucrează într-un mod diferit, da? Și ele însele acolo și pentru noi în viața noastră. Emisfera stângă, care este cu precizia, da? Cu datele, cu cifrele, cu argumentele, cu judecățile, cu criticile, cu tot felul de care țin de ceea ce vedem concret, da? Cu ochii noștri, cu simțurile noastre, da? Și emisfera dreaptă, care este cu imaginația, creativitatea, intuiția și alte capacități care țin de emoții, da? Și partea aceasta soft, îmi place mie să zic, de trăire și simțire. Alții o subevaluează. Deci unii oameni subevaluează credința. Ei cred
că se potrivește oricui, dar nu lor. Și zice, Doamne, știți cum zic ei? Eu am credința mea în suflet. Eu nu merg la biserică, nu așa, nu fac aia, nu fac aia, nu fac aia, dar am credința mea în suflet. Doamne, ce păcăleară și ce prostie, iertați-mă, dar nu, lucrurile nu stau așa. Alții o combat pentru că nu o prețuiesc, contestându-i valoarea. Deci oamenii, unii oameni care nu cred, dar îi contestă valoarea și e bine să nu intrăm în polemică. Să știți că asta este o discuție foarte alunecoasă, ca să zic, periculoasă, sensibilă. Deci credința, ca și banii, ca și subiectul politicii și sunt subiecte tabu, ca să zicem. Nu vorbim despre amante și amanți, nu vorbim despre banii de nu știu care și oamenii se feresc să vorbească despre credința lor, da? Fie din teamă că râde cineva de ei, fie că nu-i ia în serios, fie că ignoră și nu cred și se pare că este ceva defect în modul cum gândesc sau pur și simplu au altă credință. Alții o amână gândind că își vor face ei timp pentru credință atunci când vor îmbătrâni. Dragilor, s-ar putea bătrâni sau tineri, să nu mai avem timp. Sunt atât de mulți tineri, din păcate, care își pierd viața și n-au avut timp să se îndrepte spre credință. Nu e vorba despre cât de lungă este viața. Nu despre asta este viața, despre lungimea ei, ci este vorba despre valoarea pe care o adaugi anilor, da? Deci vieții. Și eu zic că nu există valoare fără Dumnezeu. Valoarea autentică. Da? Fără recunoașterea locului lui Dumnezeu. Dacă vreți să închideți telefonul și așa și să le aruncați, să nu mă mai vedeți și să nu mă mai auziți, sunteți liberi, să știți. Dar eu tot o să vorbesc și o să rămână pentru cei care vor să asculte. Alții, ce fac alții? Care este atitudinea altora? Unii o explorează fiind dispuși să-i ofere o șansă. Și să știți că eu am cunoscut oameni care și-au dat o șansă chiar și la vârste înaintate și au zis, da, nu m-am gândit, n-am avut, Doamne, o educație în acest sens, eu singur n-am cunoscut lucrurile acestea, nu le-am aflat, recunosc că acum că le-am aflat, le și văd importanța și văd diferența în viața mea, însă a fost greu să ajung aici și oare de ce a trebuit să fac eu 60 ceva de ani ca să aflu aceste lucruri? Să știți că lucrurile sunt la îndemâna tuturor. Contează să vrem noi să le aflăm. Cum se zice? Când elevul este pregătit, apare și profesorul. Da? Când suntem pregătiți să primim aceste lucruri, apare și persoana care să ne clarifice anumite lucruri pe care nu le știm prea bine. De ce este importantă credința? Și tot John zice așa, oamenii credincioși înțeleg că atunci când cauți să-ți lărcești perspectiva și încerci să privești viața din perspectivă cerească, toate lucrurile au mult mai mult sens. Deci, dragilor, lumea aceasta este, ca să zic așa, un mister. De la cum a apărut această lume, da? Și mecanismele de funcționare și de unde știu pomii să înflorească primăvara și de unde vine zăpada și ce se întâmplă pe sub pământ, în cer. Deci lumea aceasta este un continuu mister pe care oamenii s-au străduit să-l descifreze și s-au străduit, au și reușit să afle unele lucruri, dar nu pe toate și nu o să le afli niciodată pe toate, pentru că mintea omului este limitată. Cunoașterea omului din mintea lui este cu rest, da? Cunoașterea fără rest este a lui Dumnezeu, adică exactă. Cunoașterea exactă este numai a lui Dumnezeu. Și zice așa John, haideți să vedem cum crede el că ne ajută credința. 1.
Credința reduce stresul și sporește sentimentul de bunăstare, întrucât adaugă sens și perspectivă și oferă totodată o rețea socială valoroasă, adică de oameni care cred. Oamenii care cred sunt oameni cu un caracter frumos, cu personalități frumoase, sunt oamenii cărora le place lumina, să trăiască în adevăr și sunt oameni morali, da, care cu simțul datoriei, al adevărului și știți despre ce vorbesc, cu siguranță cunoașteți oameni de acest fel. 2. Mai zice el așa, o credință puternică, indiferent de natura ei, îi oferă putere unei persoane. Sunteți de acord? Vreau să vă văd aici, da? Sunt de acord sau nu? Deci, credința oferă putere unei persoane. Credința ne face mai optimiști și zice John, când crezi în ceva, ai un motiv pentru care să trăiești. Dragilor, uitați-vă la oamenii depresivi care nu mai cred în nimic. Voi credeți că depresia este întâmplătoare sau, cum să zic, să știți că oamenii care cred, da, și l-au pe Dumnezeu alături, foarte rar fac depresie. Chiar dacă au... m-a sunat cineva. Știu că sunt susținuți, sunt ajutați și sunt ridicați până la urmă, da? Cu ajutorul lui Dumnezeu se ridică. Deci, având în vedere modelul de viață jertfelnică al lui Isus, John face o asociere foarte interesantă între lideri, pentru că Mântuitorul, să știți că a fost primul și liderul desăvârșit care a oferit lumii acesteia oamenilor un model. Deci el a condus, practic a fost conducător, împărat, da, numit așa, pentru că a avut puterea aceasta de la Dumnezeu, Tatăl, ca să ofere oamenilor un model de viață sănătos. Și dacă noi l-am urmat, să știți, am urmat învățăturile lui și acele porunci, acele legi dumnezeiești, ne-ar fi mult mai bine. Am fi sănătoși în minte, corp și suflet, am fi fericiți, am fi împăcați, n-ar mai fi război, n-ar mai fi pandemie, credeți-mă, n-ar mai fi aceste nenorociri dacă am ascultat noi pe Dumnezeu. Un om credincios este un om cu un caracter frumos, cu valori umane adevărate, orientat spre valoare, iubire, încredere, speranță și sacrificii. Și mai zice John, cu cât credința ta este mai profundă, cu atât potențialul ei de a te susține în momentele dificile este mai mare. Și eu vă mărturisesc cu două mâini, vedeți, și cu mâna pe inimă, că dacă nu aș fi fost susținută de Dumnezeu, eu zic așa, purtată de mână și când nu puteam să merg, că au fost mulți ani când n-am putut să merg, eram, da, imobilizată la pat, m-a purtat în brațe, așa zic eu, Dumnezeu m-a purtat în brațe și așa am putut eu să-L cunosc și să fiu în respirația Lui și eu am zis că am rămas în respirația Lui și în mintea Lui, da? Și mă simt uneori, chiar și acum mă simt în brațele Lui și vreau să vă spun că duminica a fost una dintre zilele în care m-am simțit în brațele Lui, purtată pe brațe de El. Deci a fost o sărbătoare pentru suflet, da, alături de Doamnele mele, acolo la Sfințirea Paraclisului care ne poartă numele, faptul că am putut să facem această lucrare pentru Dumnezeu, faptul că am primit atâta recunoaștere și recunoștință, da, din multe părți, eu, duminică, eu am simțit că Dumnezeu m-a purtat în brațe sau pe brațe, da? Oricum ar fi bine. Deci, îndemnul mentorului meu, John Maxwell, este, și pun ghilimele acum, să trăiești și să îndrumi zilnic precum Isus, precum a făcut-o Mântuitorul. Dacă ne-am gândit noi, dragilor, la influența pe care o avem în lume, din această perspectivă, să îndrumăm, să fim exemple, modele, așa cum a făcut Mântuitorul pentru noi toți, dacă noi ne-am luat în serios această misiune, fiecare dintre noi, Doamne, minunat, minunată grădină ar fi, raiul pe pământ, da? Și noi am fi fericiți cu toții, așa cum erau Adam și Eva, până să cadă și ei în păcat, și să încalce porunca de a mânca din pomul cunoașterii, de a
prin care au încălcat interdiția care li se pusese. Asta facem noi toți. Toți oamenii facem aceeași greșeală ca protopărinții noștri, da? Încălcăm, ca să zicem, anumite porunci ale lui Dumnezeu și așa suntem izgoniți din Eden, din grădina Raiului. Adică din Raiul fiind partea aceea din noi, da? Nu un loc în spațiu, ca să ne înțelegem, ci pur și simplu este grădina Raiului din noi, fericirea noastră, partea de suflet în care noi suntem fericiți, bine cu noi, împăcați, în echilibru, în pace, în frumusețe, armonie și lumină, dragilor. Da? Este partea din noi dumnezeiască, divină. John ne dă câteva sugestii. Sunt de la el, nu de la mine. De asta am venit, dragilor, cu niște lucruri de la John. Să nu ziceți că mă fac eu mai deșteaptă și că ele rezonează cu mine. Da? Să ne înțelegem. Eu urmez aceste învățături pentru că sunt învățăturile Mântuitorului. Dar nu vă bag pe gât nimănui niște credințe ale mele și vreau să fie foarte clar acest lucru, da? Și John zice așa, ne dă niște sugestii. Zice, acceptă valoarea credinței. Omul este o ființă spirituală și are nevoi spirituale care trebuie să fie satisfăcute spiritual. Dragii mei, aceste sugestii o să le pun în postarea de la Camelia Coffee. Ar fi minunat să trimiteți, da, din YouTube, să faceți distribuire, share, și altor persoane care credeți că au nevoie de aceste perspective, care i-ar ajuta, pentru că voi știți în sufletul vostru acolo, la nivel spiritual, că ăsta este adevărul. Că ne e greu nouă să-l recunoaștem și să-l urmăm, este și asta o discuție. A doua sugestie de la John, include-l pe Dumnezeu în peisaj. Și John vine aici cu un citat, da, al cuiva. Necredința pune circumstanțele între noi și Dumnezeu. Credința îl pune pe Dumnezeu între noi și circumstanțele noastre. Nu știu cum îl simțiți acest citat și cum îl înțelegeți, dar este foarte profund. Dragilor, dacă nu avem pe Dumnezeu, ne îndoim de tot și de toate dacă nu avem credință. Ne îndoim de noi înșine, de ceilalți, de tot ce se întâmplă. Trăim într-o continuă nefericire, suspiciune, ignoranță. Ați înțeles, da? Dacă nu credem. A treia sugestie, însoțește-te cu oameni care cred. Oamenii care cred îți dau speranță, te susțin, te încurajează, cred în tine. Deci oamenii care cred sunt aripi pentru tine, trambulină dacă vrei de lansare pentru tine. 4. Explorează și aprofundează credința. Și avem aici din Epistola către Romani, capitolul 10, următorul citat, verset. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Și, dragilor, știți că am fost în America să-l văd pe John, să-i aud cuvântul live acolo, da? Să trăiesc energia aia. Vreau să vă spun... Că a fost un moment de rugăciune cu care a început ziua de conferință, în care toți am fost piele de găină, ca să zic așa, și am trăit intens. John ne-a binecuvântat și ne-a vorbit despre Dumnezeu și despre ceea ce înseamnă credința în viața lui și ce ar trebui să însemne credința în viața tuturor dintre noi, care este diferența, credința chiar face o diferență în viața oamenilor. S-a rugat cu noi, pentru noi, ne-a binecuvântat, am simțit bucuria, speranța, încrederea absolută și iubirea cu care El ne-a împuternicit. Deci El ne-a împuternicit atunci cu inepuizabilă iubire, pot să zic așa, da? Am simțit că este și de la El și de la Dumnezeu. Am simțit atâta emoție, căldură și vibrație înaltă, cerească. Și oamenii, credeți-mă, 5.000 de oameni în sală, din toate colțurile lumii, care vorbeau diverse limbi, cu culori diferite ale pielii, da?
efectiv, rezonam, eram în aceeași limbă, eram cu toții la fel, în limbajul inimii și al sufletului și a fost ceva incredibil, o vibrație în sală, da, o emoție, deci vă spun că îmi dau lacrimile când mi-aduc aminte. M-am simțit transportată, ca să zic, da, așa transferată în altă lume. Dragilor, mă întreb și eu pe voi așa, acum la final de această reflecție a mea și a lui John. Care este relația ta cu Dumnezeu și cum ai putea să o îmbunătățești? Te las cu această întrebare, da? Și acum, din punct de vedere psihologic, o să vă spun doar că activează credința, activează niște centri nervoși în creier, care ne fac mai sănătoși, mai capabili, dacă vreți, mai buni, mai buni ca și performanță, mai buni ca și oameni, fac mai multă lumină, ca să zicem, în creierul nostru și în viața noastră. Deci se aprinde beculețul, lumina, ați înțeles, în creierul nostru, odată ce admitem noi să aprindem lumina de la întrerupătorul vieții noastre, care este conectat acolo la Dumnezeu. Bun, și acum o să trec o gură de apă, o să iau, că mi s-a uscat gura, și o să trec la întrebări. Sunt câteva întrebări, da? Am 5 întrebări de la Alex. Prima întrebare începe cu un citat. Credința constă în acceptarea afirmațiilor sufletului. Este un citat din Ralph Waldo Emerson. Cum tâlcuiți acest citat? Deci, credința constă în acceptarea afirmațiilor sufletului. Ce înseamnă afirmațiile sufletului? Dragilor, gândurile din minte sunt afirmații raționale, bazate pe argumente, pe cifre, pe date, pe concret și material. Adică ceea ce știm în urma analizării cu ochii, cu urechile, cu gura, cu organele noastre de simț, da? Pe dovezi, am zice noi, da? Se fac cercetări, știți și voi, care să dovedească anumite lucruri. Deci astea sunt gândurile din minte, raționale. Afirmațiile sufletului țin de trăire, emoție, simțire, adică de partea nevăzută, ci doar simțită. Și au legătură cu emisfera dreaptă, cu intuiția, cum am spus înainte, da? Credința este vibrația sufletului. Partea, spun un lucru important aici, unul, din multe altele, este partea care umple golul pe care îl simțim uneori când trecem prin încercări și momente grele. Sufletul ignoră datele concrete, da? Și noi femeile știm cel mai bine, care stăm bine la partea cu sufletul, bine, nu toate femeile, că unele sunt duse mai spre rațional, sunt femeia bărbat, așa. Dar cu cât o femeie își dezvoltă feminitatea, își simte sufletul mai bine, este mai intuitivă, mai creativă, mai feminină, da? Și este mai de folos tuturor celorlalți și ea este mai fericită în viața ei. Deci, afirmațiile sufletului țin de simțire, de trăire. Și spuneam că noi femeile știm când rațiunea ne spune ceva, vocea minții ne spune ceva, dar preferăm să ne ascultăm vocea sufletului. Da? Noi femeile mai mult ascultăm vocea sufletului. Mintea ne aduce argumente pe bază de ceea ce știm, vedem, auzim, gustăm și filtrăm, cum am spus, prin toți analizatorii noștri. Sufletul nu are ochi, urechi, gură fizică, da? Dar nu are organe de simț fizice, ci are voce, culoare, gust, care nu se văd, ci doar se simt. De aceea oamenii foarte raționali au această parte de suflet mai stompată, nu știu să-și asculte sufletul și sunt foarte nefericiți, să știți. Nici nu-l iau în calcul și nici măcar nu știu de nevoile sufletului. Deci,
pentru ei sufletul, e ceva soft așa, da? Ceva neglijabil, ca să zic așa. Mintea trebuie să fie puternică. Deci, efectiv, pun mintea pe tron și ei zic așa, ochii văd, inima crede. Ăștia sunt oamenii raționali, să știți. Da? Deci, oamenii raționali nu cred în duh, în energie, în lucruri ăstea. Fimiu, care e inginer, zice, mamă, pentru mine vorbești chinezește. El nu înțelege lucrurile astea și sunt mulți dintre noi care nu le înțelegem. Da? Din păcate, ochii sunt înșelători, deși raționalii spun că ce vedem cu ochii, aia ei e adevărul. Dragilor, ați auzit de iluzii optice? Știți cum ne păcălește? Când te uiți în oglindă, da, oglinzi deformate, defecte și te uiți în toate felurile, înseamnă că tu ești gras, lungit pe orizontală sau nu știu cum, pe verticală sau nu, dragilor, sunt o iluzii optice. Și tot felul de fenomene fizice, da, care ne joacă festa. Ochiul este și el un organ. Știți bine, când începem să ne punem ochelari, dioptrii, că nu mai vedem cum trebuie. Deci vederea este înșelătoare. Deci ochii sunt înșelători. Mintea minte și judecă deformat de cele mai multe ori. Și mintea este limitată, să știți, pentru că este umană. Sufletul este nemărginit, divin și până nu învățăm să ascultăm și să înțelegem sufletul, nu putem fi fericiți. Nu putem fi fericiți în minte, ca să știți, da? Este ca și cum o pasăre ar vrea să zboare cu o aripă. Nu se poate, dragilor, să zboare o pasăre cu o aripă. Nu putem merge cu două picioare, cu un picior, cum mergem cu două picioare, da? Nu putem. Doar dacă ne punem o proteză, evident, da? Dar nu poți să mergi într-un picior cum ai face-o cu două picioare. Mântuitorul a spus așa către apostoli la înălțare, voi mă vedeți și credeți, fericiți cei care nu mă văd și cred. De ce? Pentru că credința ține de simțire, este intuiție, este ține de emisfera dreaptă, dacă vreți. Să crezi ce nu vezi este o provocare pentru oameni și oamenii aici sunt deficitari și au o dificultate mare să creadă fără să vadă și cei mai mulți nu pot. Se împiedică de mintea lor. Da? Așa am tâlcuit eu acest citat, Alex. A doua întrebare de la el. Tot un citat al altcuiva. Dacă i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru ce a făcut pentru noi, n-am mai avea timp să ne plângem. Cum putem fi mereu recunoscători? Dragilor, evident, dacă am fi mulțumitori și recunoscători mereu, n-am mai fi în victimizare, nu ne-am mai plânge, da? Pentru că nici n-am mai avea motive și am înțelege că totul este o lucrare pentru care am mulțumit lui Dumnezeu. Și știți ce putere are recunoștința. Cum putem fi mereu recunoscători? Conștientizând ce este, ce înseamnă și cum lucrează recunoștința. Astfel, ne setăm mental să mulțumim. Da? Când eu am conștientizat cât de importantă este și am văzut diferența în viața mea, o voi face constant, mereu, pentru că este, creează serotonină, dopamină, da? Pur și simplu sunt neurotransmițători, sunt hormoni ai fericirii. Recunoștința ne duce pe o vibrație înaltă, ne face mai sănătoși, cum spuneam, mai fericiți. Sunt oamenii care strălucesc, da? Strălucesc și sunt frumoși și ne dorim compania lor. Sunt mai înțelepți, sunt încurajatori, suportivi, sunt oameni tonici care îți dau putere să mergi înainte cât de greu ți-ar fi, da? Cu toții ne dorim astfel de oameni în jurul nostru. Cu cât mulțumesc mai mult, sunt mai sănătos, mai fericit și am în viața mea mai multe lucruri pentru care să mulțumesc și sunt mai prosper. Cum facem? Putem crea ritualuri de mulțumire. De exemplu, dimineața. Eu îmi încep dimineața cu recunoștința. Mulțumesc, Doamne, așa fac eu, da? Până să mă dau jos din pat. Deci când deschid ochii, primul lucru asta fac. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am deschis ochii, că sunt. Mulțumesc pentru ziua pe care mi-o face cadou. Dumnezeu mi-o face cadou. Mulțumesc pentru toate lucrurile
pe care o să reușesc să le fac pentru tot ce vine către mine, pentru tot ce se întâmplă în acea zi. Și seara, mulțumesc din nou înainte de a pune capul pe pernă pentru tot ce am petrecut în acea zi. Indiferent cum a fost. Și pentru bune și pentru rele. Rele, da? Pentru, să zicem, lecțiile pe care le-am învățat, nu rele, da? Niciodată Dumnezeu nu vine cu rău în viața noastră, vine cu lecții, vine cu lucruri firești, da? Care fac parte din viață, dar noi nu le acceptăm. Aici este altă discuție. Bun. Deci, pot să creez ritualuri de mulțumire, să-mi spun formule de autosugestie, să citesc și să spun rugăciuni de mulțumire. O formulă de autosugestie ar fi aceasta. Eu sunt din totdeauna recunoștință pentru tot ceea ce primesc în viața mea. Simt o mulțumire profundă când știu că Dumnezeu îmi poartă de grijă. Știți cum este? Este eliberator. Deja mintea parte din spațiul, ca să zic, minții mele se eliberează, da? Este ca și cum dau cu delete, ca să zic așa, șterg anumite îngrijorări, anumite griji, anumite neputințe, frici și așa, și știu că e Dumnezeu acolo și vine cu soluția și vine cu ajutorul și vine cu tot ce am eu nevoie, da? Cum zic eu, mă întovărășesc cu Dumnezeu. Și sigur că asta este eliberator și mă ajută. A treia întrebare de la Alex. Ce este... Ce este anhedonia și cum se manifestă și de ce apare? Anhedonia, dragilor, da, este un termen pe care probabil mulți dintre voi nu l-ați auzit, l-auziți acum. Este incapacitatea de a ne bucura de lucruri. Da? A ne bucura de lucruri mai simple sau mai importante. Aș putea spune că este acea suferință a omului mort cu sufletul, care nu simte și nu vede motive să se bucure de ceva. Este omul depresiv și am mai vorbit eu despre, la Camelia Coffee, despre ce înseamnă omul mort cu sufletul. Sau oamenii vii, dar morți pe picioare, da? Sunt printre noi. Sunt vii, respiră, se hrănesc, dar sufletul lor nu are viață. Viața înseamnă trăire, bucurie, înseamnă acțiune, înseamnă curaj, înseamnă da, să simți viața și să o trăiești. Dacă nu ești la nivelul acela, nu te mai poți bucura și sufletul tău, din păcate, este mort chiar dacă tu ești viu. De ce? De unde apare? Da? Apare din minte, din gânduri. Spuneam că toate nenorocirile noastre și binele începe aici. Toate vin de aici, din minte, din gânduri. Și un gând ar fi: viața mea nu are sens. Din gânduri de devalorizare a propriei persoane. Păi, cine sunt eu? Sunt un nimic. Dacă mama și tata, când eram mic, mi-au spus că sunt prost, că nu e nimic de capul meu, că sunt bătut în cap, că sunt idiot, că sunt nu știu cum, sigur că mă devalorizez și pot să am momente în viață când o dau de gard și mă gândesc cine sunt eu, ce sens am, de-astea așa, da? Și pur și simplu aceste gânduri pun stăpânire pe mine, nu mai pot să ies din ele, da, într-un hățiș așa și într-un blocaj și sigur că atunci nu mă mai pot bucura de nimic, da? O altă cauză poate să fie monotonia, lipsa de perspectivă, lipsa de obiective, lipsa de activitate, da, lipsa de ocupație. O altă cauză, o să vi se pare interesant ce spun acum, poate să mai fie saturația de bine, fără încercări, fără întuneric. Dragilor, și vă spuneam eu altă dată, de ce avem nevoie și de întuneric în viața noastră? Păi avem nevoie de condimente, da? În mâncarea pe care o mâncăm, ca să fie mai savuroasă. Da, sigur, așa este și cu întunericul, are rostul lui. Întunericul pune mai bine în evidență lumina. Apreciem mai mult binele. Numai prin comparație să știți că putem să aflăm unele lucruri, da? Facem deosebire între omul rău care face, da, să zicem noi, niște acte reprobabile, rău, și omul bun. Dar dacă n-am avea variantă alb, negru și de-astea, da? Deci dualitatea aceasta, sigur
că am avea numai un fel, ca să zicem, nu ne-am dat seama de opusul, da? Reversul acelui lucru. Și de asta e bine să avem și rău în viața noastră, care ne crește puterea, sau să zicem, întuneric, și el vine, da? Vine, chemat, nechemat, avem și de-asta în viață. Acum, e adevărat că contează atitudinea noastră pe care o avem în fața momentelor provocatoare și grele din viața noastră. Asta ține de fiecare în parte de puterea pe care ne-o dezvoltăm. Deci, cauzele sunt în minte întotdeauna când apare această tulburare. Apare din experiențe negative repetate, din traume, da? Și experiențe, situații pe care nu le putem depăși și ne blocăm în ele. Sigur că nu e de dorit, da? Bine, poate fi asociată această tulburare, anhedonia, și cu alte boli. Cu alte boli. Când omul suferă de un cancer, de exemplu, sau de o boală incurabilă, sigur că el nu se mai poate bucura de nimic, dar atunci este o tulburare asociată, da? Adică vine la pachet, ca să zicem, cu acea boală, sigur. Dar poate să apară, cum spuneam, să aibă și alte cauze. A patra întrebare. Cum devenim asertivi? Învățând. Comunicarea se învață, să știți. Comunicarea asertivă se învață și înseamnă să-ți susții punctul de vedere fără să critici în vreun fel pe celălalt, ca să se simtă atacat, ci să pui accent pe modul cum te simți tu și ce crezi tu. Adică eu vorbesc despre mine în comunicarea asertivă, știi? Hai să spun cum m-am simțit eu când ai zis așa. M-am simțit devalorizată, m-am simțit așa că nu mă apreciez, m-am simțit rău, m-am simțit rădată, m-am simțit... Nu, că dacă zic, de ce mi-ai zis așa? Ești nesimțit, ești nu știu cum, dar de ce ai făcut așa, 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 așa? Omul se simte atacat, criticat, judecat, se apără, intră în cochilia lui camelcu și acolo s-a produs o ruptură, da? Deci eu o să vorbesc despre ce simt eu, despre ce gândesc eu în comunicarea asertivă, da? Și îl las pe om, da, să tragă învățămintele și cumva mi-asum și eu partea mea. Dacă întotdeauna când există o deficiență în comunicare, cumva, da, are loc așa o ruptură și am și eu un aport pe acolo. Fiecare dintre noi, da, avem o parte de vină, să zicem. Și atunci eu îmi manifest disponibilitatea să accept să-mi accept și eu partea mea de vină, da? Uite, înțeleg că și eu de multe ori prin ce fac, poate te scot din sărite, poate nu sunt cea mai calmă persoană sau cea mai... Da, te înțeleg, da? Dar uite, când se ajunge la chestia asta, uite cum mă simt eu. Ați înțeles, da? Cum se abordează, cum devenim asertivi învățând, am spus, da? Învățăm despre comunicarea asertivă. Și a cincea întrebare și ultima de la Alex. Ce pot face părinții în cazul întârzierii vorbirii la copii? Dragilor, este un punct sensibil ăsta, pentru că ce pot face părinții, pot să facă multe părinții, în schimb eu v-aș recomanda să se adreseze unui specialist, logopedului, da? Care să învețe specific în funcție de situația copilului. Ce pot să facă părinții? Să comunice foarte mult cu copiii, să nu-i mai pună telefonul în față și să-l lasă la televizor și pe telefon, să-l stimuleze cognitiv. Ce înseamnă asta? Să-l ajute pe copil să cunoască lumea, să exploreze, să se joace cu el, da? Să comunice mult, să vorbească cu copilul. Deci asta poate să facă părintele și să consulte un specialist. Pardon. Bun, trec la întrebarea lui Octavian. Și Octavian începe și el, că are și el un punct de vedere și o expunere aici, un gând de reflexie, începe cu un citat din Părintele Sofian Boghiu și zice așa: când dai, să nu-ți pară rău, să dai cu bucurie că lângă tine e îngerul care te scrie în cartea cu fapte bune, iar dacă îți pare rău, nu te poate scrie că te îndoiești în inima ta. Și lui Dumnezeu nu-i plac îndoielile. Dumnezeu e drept și bun și vrea să fim și noi la fel. Da, frumos citat, și așa este.
Zice el așa, mai departe. Credința nu este o întâmplare, ci o alegere. Salvatorul a recunoscut cât de puternică sau de slabă este credința celor din jurul său. Unei femei i-a spus aprobator, mare este credința ta. Altora le-a spus cu tristețe, puțin credincioșilor. Pe alții i-a întrebat, unde vă este credința? Iar pe un altul, Iisus l-a remarcat, unde vă este credința? Nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Mă întreb, ce crede Salvatorul despre credința mea? Și în această seară vă întreb, ce crede Salvatorul despre credința dumneavoastră? Vă felicit pentru ce am văzut la Caracal. Avem nevoie de mult mai mulți oameni ca dumneavoastră. Respect. Mulțumesc frumos, Octavian. Octavian este fratele Elenei, Elena Matei, ei pun întrebări, sunt partenerii mei de cafeluță și ai voștri, ai noștri, ai tuturor, da, prin întrebările pe care le pun. A fost, Elena a fost cu toată familia ei la Caracal. Este una dintre doamnele puternice care au pus umărul la înființarea acelui paraclis și la toate lucrările frumoase pe care noi le-am făcut acolo pentru oamenii nevoiași din așezământ. Și nu numai, să știți că am pus umărul la multe lucrări, ca să zicem așa, în general în comunitatea noastră și pentru copii, proiectele Asociației Fiți Buni, v-am ținut la curent cu multe dintre ele, nu vreau să mai trec prin ele. În primul rând, Octavian, te felicit că îți pui această întrebare. Faptul că ne punem întrebarea ce crede Mântuitorul despre ce facem noi, despre credința noastră, să știți că este un semn de evoluție. Nu mulți oameni își pun această întrebare. Nu știu exact ce crede Salvatorul despre credința mea, care oricum este slabă, adică eu așa simt, așa, dar știu că mă susține în ceea ce fac, din credința care este, atât cât este, puțina mea credință. Și când sunt slabă, zic și eu, Doamne, ajută-ne credinței mele. Știu că unele fapte ale mele îi plac, știu asta. Pentru că, știți de ce știu? Pentru că simt pace, iubire, bucurie, și mă străduiesc să fac cât mai multe fapte care mă hrănesc emoțional, sufletește și îmi hrănesc credința. Îmi hrănesc credința cu fapte plăcute lui și îmi înfometez slăbiciunile. Pe măsură ce ne întărim partea hristică, credința, sigur că slăbiciunile scad, ca să zicem, da? Și putem mai mult să le facem față acestor provocări ale noastre, care vin din partea profană, întunecată de om a noastră. Uneori îmi iese, alteori nu, dar mă străduiesc. Măcar mă străduiesc. Știu că sunt doar oza dintr-un lanț uman și rezistența lanțului este dată de fiecare za, adică de fiecare om. Prin urmare, mă străduiesc să întăresc lanțul, să nu mă rup eu, ca să nu se rupă lanțul din cauza mea, și mă străduiesc să dau tărie, forță celorlalte zale, pentru că împreună ne va fi mai bine. Dacă o za cedează, tot lanțul se rupe. Este misiunea mea prin care mă străduiesc să ajut oamenii, că sunt clienți în cabinet, că sunt oameni nevoiași și sunt proiecte de voluntariat și alte lucruri. Că, deci, prin tot ceea ce fac, mă străduiesc să întăresc lanțul, da? Și pe alte verigi de acolo, din acest lanț, să întăresc și alte zale. Sigur că lui Dumnezeu îi place asta, dar și eu am slăbiciunile mele. Deci, de departe nu sunt nici perfectă, nici, da? Dar îmi doresc
să fiu mai bună și mă străduiesc. Dar sunt și eu în procesul meu, în luptele mele interne și interioare cu mine, ca orice om. Dar exact așa zic, Doamne ajută-ne credinței mele atunci când simt că credința îmi slăbește. Și sunt momente când îmi slăbește, da? Mai ales când mă confrunt cu situații greu de înțeles pentru mine și greu de acceptat. Credeți-mă că am acces la, cum să zic, subteranul omului în cele mai multe situații inimaginabile, unde sunt niște mizerii ordinare și mi-e foarte greu să le diger, să știți. Mi-e foarte greu să... Pentru că nu trebuie să-l judeci pe om, nu? Sunt problemele lui și pe omul ei așa cum e el și trebuie să vezi frumosul din el și să îi susții partea vindecată ca să poți să-l ajuți și să-l ridici de acolo, din tenebrele sufletului lui. Pentru că de acolo facem greșelile, să știți, din partea întunecată a noastră, din tenebrele sufletului nostru. Deci asta este pentru tine, Octavian. Și Elena Matei zice ea așa, nimic fără Dumnezeu. Și fiind în această delegație minunată și aleasă de Dumnezeu în această lucrare pe care noi am săvârșit-o duminică, spune ea mai departe, ne-a unit astăzi în acțiunea de ajutorare de la Caracal, făcându-ne sufletele să tresară de bucurie, emoție, dragoste și devotament, căci ferice de cei care au credință. M-am întrebat deseori și vă întreb, putem să facem ceva și pentru nefericiții, pune ea în ghilimele, fără credință și cum să o facem? Minunată întrebare, altruistă, așa zic eu, Elena este o fire altruistă, generoasă, se gândește, da, la semenii noștri, la frații noștri pe care am putea să-i ajutăm mai mult, cei care n-au ajuns, nu care avea vreo vină sau că sunt păcătoși, sau, ci pur și simplu nu pot. Da? Credința este peste puterea lor de înțelegere, pentru că sunt blocați în înțelegere, în mintea lor rațională, ați înțeles? Și este o neputință din punctul meu de vedere. O slăbiciune, toți avem slăbiciuni. Ei, unii o au pe asta, nu pot să creadă. Cei care nu pot crede, pentru că mintea lor este prea întărită, da? Sunt prea blocați în mintea lor rațională, ei ascultă prea mult vocea minții și de suflet nu prea își aduc aminte sau își aduc aminte doar cât să-și satisfacă plăcerile lumești. Acești nefericiți, da? Pentru că ei nu sunt fericiți, să știți, atâta timp cât mintea te domină și tu te închini, ești slujitor la minte, da? N-ai cum să fii fericit. Pentru că un om fără minte, un om cu minte, fără suflet, prea multă minte, ajunge să fie un monstru. Și voi știți, criminal și oameni care au făcut acte abominabile, da? Deci, cum spun eu, că mi-e greu să accept unele lucruri că le pot face oamenii. Da, vin de acolo, din minte, să știți, nu din suflet. Nu vin lucrurile, nenorocirile, nu vin din partea divină, da? Nu vin din suflet, să știți. Oamenii ăștia și ignoră și ascupă, îi bagă sufletul în gură, ca să zic așa, pumnul, da? Pentru că sufletul strigă, are nevoile lui, dar bagă pumnul minții în gura sufletului, ca să zic așa. Acești oameni și sunt nefericiți, să știți, da? Deci, acești oameni pun mintea pe tron ca pe un rege și se supun minților, o ascultă, fără să ia în calcul ce simt. Sigur că argumentele, am spus înainte, sunt înșelătoare. De ce? Pentru că se bazează pe o serie de lucruri care se schimbă. Se bazează pe circumstanțe. Acum situația asta este în felul următor, dar peste o oră, mâine, va fi altfel. Și atunci eu am niște raționamente din minte într-un anumit fel, circumstanțele se schimbă și nu mai e valabil raționamentul. Ați înțeles? Dacă nu-mi ascult și vocea sufletului care să mă ajute, da, în luarea deciziei, în a face unele lucruri, pentru că de-aia ne-a dat, dragilor, Dumnezeu și minte și suflet, da?
Dacă trebuia să avem numai minte, ca să zic așa, nu mai aveam și acea parte de minte, ca să zic, responsabilă de emoții. Nu mai aveam, ci aveam numai mintea rațională și atât. Da? Dar Dumnezeu ne-a dat și de la și de la, două creiere, am putea să spunem. Doi într-unul. Atunci trebuie să le folosim pe amândouă ca să ne fie bine și să le mai punem și în echilibru, da? Mintea cu sufletul. Să se țină de mână. Că dacă nu se țin de mână și sunt în conflict tot timpul și se ceartă mintea cu sufletul, sigur că acolo e vai de capul lui omul ăla. Se simte nefericit, e căzut, e tulburat și pierdut. Bun, dragilor, sufletul nu se înșală niciodată, cu asta vreau să rămâneți, pentru că este divin. Și acum, la final, aș vrea să vă dau un sfat, dragii mei. Ar fi bine să credem. Nu zic credeți, Doamne ferește, nu, nu. Sper ca această sesiune, așa cum a fost ea, în stângăcia, în durința mea de, nu știu cum o luați, da, cu ce rămâneți, mi-ar plăcea să totuși să-mi întăriți acolo, da, să-mi spuneți dacă v-a ajutat sau nu. Poate eventual pot să mai fac ceva ca să vă mai ajute mai mult în acest sens. Ar fi bine să credem. Da? Ar fi bine pentru noi. Ar fi bine să credem și cum putem să o facem. Să ne punem în intenție, să vrem. Să vrem să credem. Să începem de undeva, da? Un prim pas. Faci un prim pas, da? Urci o treaptă și urmează a doua și a treia. Și uite așa, pas cu pas. Nu trebuie să vezi tot drumul ca să te sperii. Ah, păi ce, alții sunt sus, frate, sunt... Nu mă compar cu nimeni. Fiecare suntem pe treapta noastră, da? Fiecare suntem în călătoria noastră. Și eu v-am spus că am luptele mele și sunt și eu în călătoria mea. Și să vrem să credem. Și puteți să ziceți așa, da, Doamne, eu vreau să cred, ajută-mă. Cu asta vreau să rămâneți. Și cu ideea că doar iubirea și unirea salvează omenirea. Și pe noi, fiecare dintre noi care suntem zale, da, ale acestui lanț uman. Vă iubesc, aveți grijă de voi și să ne întâlnim cu bine data viitoare. Vă îmbrățișez. Și cu brațele și cu sufletul. Seară frumoasă, dragi!